Jurnalele RTT. Știri la fix. Furtunile au provocat inundații în județul Brașov în ultimele 24 de ore. Au fost afectate mai multe gospodării și străzi din zona Bran-Moeciu. Mai exact, 5 străzi au fost inundate cu apă și aluviuni. DN73 între Moeciu și drumul Carului a fost afectat de alunecări de teren pe un singur sens, care nu au pus în pericol structura drumului. 27 de case și curți au fost afectate de viituri și scurgeri de pe versanți. Un bece a fost inundat, un stâlp de electricitate lovit de trăznet, are cablurile rupte și incendiate, o claie de fân a fost lovită de trăznet. ISU Brașov precizează că strada Valea Lungă din satul Cheia, comuna Moeciu, este inaccesibilă auto din cauza efectelor viiturii. Pentru avertizarea populației, ISU Brașov a transmis mesaje RoAlert, 3 mesaje de avertizare cod roșu, de averse torențiale grindină Vijeli, descărcări electrice în zona Predeal Bran-Moeciu Fundata, la altitudinea de peste 1800 de metri. Un mesaj de avertizare pentru apariția unei posibile viituri în zona prăpăstiile Zărneștiului. În sprijinul populației și administrației publice locale pentru evacuarea apei din gospodării, îndiguirea scurgerilor, degajarea aluviunilor de pe carosabil, respectiv decolmatarea cursurilor de apă, au acționat mai multe echipaje de la ISU Brașov, SVSU Bran, SVSU Râșnov, SVSU Fundata. De asemenea, au acționat utilaje și echipaje de la primăriile Bran și Moeciu, IPJ, secția Drumuri Naționale. Situația pagubelor produse de inundații este în curs de evaluare. Din fericire, în niciuna dintre situațiile gestionate nu s-au înregistrat victime și nicio persoană nu a avut nevoie de asistență medicală. De asemenea, nu a fost necesară evacuarea persoanelor și animalelor din zonele afectate. A fost ședință informală la prefectură pe tema ordonanței de urgență a Guvernului numărul 81 din 2021, care se referă la aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor în intravilanul localităților. Atât reprezentanții instituțiilor statului cât și cei ai ONG-urilor prezenți la ședință au evidențiat și anumite lacune sau aspecte nereglementate suficient, sesizate în activitatea din teren. Ceea ce este îmbucurător este faptul că la nivelul județului Brașov avem o procedură aprobată încă de la începutul anului 2020, care este aplicabilă, funcționabilă și care reprezintă o modalitate importantă de a acționa în cazul acestor evenimente. Pentru perioada următoare vom merge pe această procedură până când ordonanța de urgență la care am făcut referire va fi completă. Și eu cred că în continuare această modalitate va avea succesul pe care l-am avut și până acum. În acest moment se pot face doar pregătiri pe plan local pentru punerea în aplicare a ordonanței. Toate cele 37 de proiecte de hotărâre supuse votului consilierilor județeni în ședința din 30 iulie au fost de interes pentru comunitatea județului Brașov, spune vicepreședintele Todorică Șerban. Pentru că proiectele au fost bine pregătite în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean, votul a decurs destul de repede în ședința de astăzi. Aș menționa câteva puncte importante, vorba de transportul județean, care de astăzi va intra în linie dreaptă, în sensul că vom putea să licităm aceste grupe de trasee și respectiv trasee și respectiv să fie operațional de la data de 01 ianuarie 2022. În altă ordine de idei, s-a mai născut o variantă de lucru, o idee de lucru în care ghidurile de finanțare în totalitatea lor și pe social și pe actul cultural și pe culte să fie ușor modificate în bine, pentru că e bine că s-a făcut, dar trebuie să ne adaptăm permanent la cerințele acestora. Tot în 30 iulie a fost aprobat și repartizat 1 000 000 de lei pentru 111 biserici din județul nostru, care de săptămâna viitoare vor putea solicita banii de la Consiliul Județean. Un alt punct important de pe ordinea de zi vizează înființarea unui serviciu de salvamont și respectiv trecerea acestea prin toate prerogativele legale, de așa manieră încât el să devină mai bine funcționat decât a fost până astăzi. Ședința s-a desfășurat în regim de videoconferință pe platforma online Zoom, așa că o puteți viziona pe pagina de Facebook a Consiliului Județean.
De un modul de educație privind animalele sălbatice vor avea parte vizitatorii Parcului Zoologic din Noua. Zoo Brașov va deveni prima grădină zoologică din România care oferă astfel de proiecte. Suntem prima grădină zoologică din România care implementează acest proiect. Un proiect care cu siguranță va fi copiat ulterior și de alte grădini zoologice, pentru că în felul acesta cetățenii vor înțelege cât de importantă este această componentă educațională. Copiii vor putea să vină să-și petreacă timp și nu doar să observe animalele, ci pur și simplu să aibă parte de o educație în ceea ce privește fiecare animal. Chiar din 1 august începe programul Dialoguri cu îngrijitorii. Keeper Talks se desfășoară la mai multe grădini zoologice importante din lume, dar în România doar la Zoo Brașov. În acest fel se vor putea afla lucruri inedite despre ce înseamnă îngrijirea animalelor, hrănirea lor, care sunt procedurile în care se lucrează, chestiuni care vor interesa cu siguranță atât adulții cât și copiii. Discursurile reprezintă o bună ocazie de a ajuta vizitatorii să se conecteze cu fauna sălbatică și de a inspira să protejeze natura. Programul se va desfășura zilnic pe 4 module: primate, carnivore, erbivore și păsări, și este astfel organizat încât prelegerile să nu se suprapună. Viceprimarul Sebastian Rusu a răspuns acuzațiilor care i s-au adus în ultima vreme, în special de către colegii de alianță. USR Plus a publicat pe o rețea socială un material în care se spune că vinovat pentru că în Brașov este mizerie este viceprimarul liberal, care răspunde de această activitate. Rusu amintește că el coordonează direcția tehnică un mamut al primăriei, termoficarea, evidența populației, grădina zoologică, poliția locală, serviciul de informatică, de resurse umane și altele. Cea mai serioasă problemă este la direcția tehnică. De când am preluat acest mandat, direcția tehnică nu are director tehnic. Directorul tehnic care ar trebui să fie un filtru. Așa că a trebuit să fiu și director tehnic, pentru că toate problemele ajung la mine, nu mai există absolut niciun filtru. Director tehnic am avut aproximativ o lună și jumătate. Un domn foarte competent, cu care începusem să colaborez foarte bine, dar care, din păcate, la presiunile conducerii primăriei, se poate că nu a reușit să rămână. Probabil s-a simțit la un moment dat aflat între ciocan și nicovală. Rusu spune că a organizat direcția și așteaptă organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de director tehnic. Viceprimarul mai declară că brașovenii au apreciat modul în care a fost făcută dezăpezirea. Am avut un feedback foarte bun, mai ales din partea cetățenilor. Am primit chiar și poze și au apărut și articole în presă, pentru că în acest sezon s-au regăsit inclusiv tractorașe pe străduțe și zone din Brașov care nu văzuseră niciodată o dezăpezire atât de detaliată. La capitolul asfaltări, Rusu spune că ploile nu au permis mult timp să se acționeze în acest domeniu, însă acum se lucrează în multe puncte din oraș. Viceprimarul spune că și la serviciul străzi, șeful a fost demis printr-o postare pe Facebook, iar un consilier a fost demis ulterior fără știrea lui Rusu, cel care conducea la momentul respectiv serviciul. În aceste condiții, aici există o criză de personal acută. În ceea ce privește curățenia, viceprimarul spune că s-a comis o greșeală la schimbarea ghenelor de gunoi, deoarece acum rămâne un spațiu liber de câțiva centimetri, prin care gunoiul, cu o greutate mai mică, așa cum sunt hârtiile, de exemplu, gunoiul este împrăștiat de vânt. Sebastian Rusu spune că această problemă va fi remediată. În ședința extraordinară a Consiliului Local Brașov s-a supus la vot alocarea sumei de 1.000.000 de lei pentru Asociația Fotbal Club Brașov Steagul Renaște. În ședință, consilierul local PSD Lucian Pătrașcu i-a solicitat primarului Alen Coliban câteva informații. Am solicitat primarului Coliban să ne pună la dispoziție devizul de cheltuieli pentru această sumă, pentru că tu nu poți să ceri o sumă de bani la primăria Brașov fără să prezinți un deviz de cheltuială. Și am mai cerut în ședința extraordinară să ni se pună la dispoziția tuturor consilierilor locali contractul antrenorului principal, antrenorului secund și a președintelui Asociației Fotbal Club Brașov Steagul Renaște.
Primarul i-a promis socialdemocratului că a doua zi îi va pune la dispoziție informațiile solicitate. Pătrașcu spune că nu a primit nimic și a aflat din presă că președintele asociației ar câștiga 10.000 de euro pe lună, iar antrenorul principal 5.500 de euro lunar. Dacă ceea ce a apărut în presă și faptul că dumneavoastră ascundeți aceste documente față de Consiliul Local și față de brașoveni, mă duce cu gândul că această asociație cheltuie din bugetul local de 5 ori mai mult decât cheltuia înainte secția de fotbal Corona Brașov. Păi, domnul primar, haideți să nu mai fim ipocriți și să spunem lucrurilor pe nume. Brașovenii trebuie să știe pe ce se duc banii care asociația Fotbal Club Steagul Renaște îi cere de la primăria Brașov. Lucian Pătrașcu spune că primarul are obligația să pună la dispoziția consilierilor locali aceste informații. Zeci de mașini abandonate pe domeniul public din oraș au fost ridicate de poliția locală. O parte din autovehicule a luat drumul cimitirului auto, după ce polițiștii locali s-au asigurat conform procedurilor că vechiturile pe patru roți ocupau fără forme legale spațiul public, ori erau fără stăpân. Activitățile s-au derulat de la începutul lunii aprilie de către agenții de la Biroul Acțiuni Operative Monitorizare Școli, care au parcurs toate etapele pentru identificarea proprietarilor și somarea acestora. Polițiștii locali au emis notificări pentru fiecare mașină, iar 48 dintre acestea au fost ridicate chiar de către proprietari. Alți 6 brașoveni și-au luat mașinile după ce au primit a doua notificare de la primărie. Au mai rămas însă câțiva care nu au reacționat după cele două notificări. 4 dintre mașini au rămas însă fără stăpân până la finalizarea procedurilor, nefiind revendicate de nimeni, astfel că au fost escortate de firma de ridicări auto până la depozitul de rable. Cei 4 au rămas fără mașinile pe care le abandonaseră. Biserica fortificată din Cristian vă așteaptă să o redescoperiți duminică, pentru că festivalul Musica Barcensis, ediția a 12-a, continuă în fiecare weekend din luna august. Urmează întâlniri muzicale cu 60 de artiști locali și regionali, în cetăți și biserici evanghelice fortificate din Țara Bârsei, Cristian, Prejmer, Bod, Hărman și Vulcan. Vor fi concerte jubiliare menite să destindă publicul ca o celebrare a bucuriei de a fi împreună în acordurile muzicii, spun organizatorii de la Forum Arte. Publicul este invitat să asculte jazz în incinta cetății Hărman, să savureze un concert la Bod urmat de servirea de cafea în curtea parohială sau un concert de alămuri la Prejmer. Va fi prezentă fanfara ca element simbol de reunire a comunității și două concerte aniversare, 125 de ani de la înființarea atelierului de instrumente Einschenk și 30 de ani de existență a fanfarei Țara Bârsei. Duminică 1 august de la ora 17, în cetatea Cristian va fi concertul aniversar, 125 de ani atelierul de instrumente Einschenk. Soliști Roxana Bârsan, vioară, Emin Curgeafar, oboi, Olivia Iancu și Claudiu Lobonț, duo de lăute, Izabela Brașoveanu, flaut, Zigrid Arvai, flaut, Martin Arvai, violoncel. Vă veți reîntâlni și cu orchestra Capella Coronensis, dirijată de Stefan Schland. Intrarea este liberă, cu respectarea normelor în vigoare. Vă amintim, festivalul este organizat de Fundația Forum Arte și Bisericile Evanghelice de Confesiune Augustană din Brașov, Ghimbav, Cristian, Prejmer, Bod, Hărman și Vulcan. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.